ziua, oameni buni, sper să nu vă plictisesc. Astăzi vreau să vă arăt terminalul de containere de la Agigea. Aici se descarcă și se încarcă containere pe mașini și de la vapor. La fel, se descarcă, se încarcă de la vapor, se fac operațiuni de descărcare și încărcare. Aici sunt lucrări, se extind cu terminalul de când cu ucrainienii. Nu mai au loc, nu mai au spațiu. E plin. Și se extind. Acum mergem pe poziție unde trebuie să descarc, să las, și după aceea pe altă poziție unde trebuie să încarc, să iau alte containere. Astea sunt tichetele de unde încarc, de unde descarc. Sunt vapoare la operare în dană pentru încărcare, descărcare. Aici se mărește terminalul. Macararele astea mari sunt pentru încărcat și descărcat de la vapoare. Se fac operațiuni de descărcare și de încărcare. Cred că e și un vapor mai mic aici, da, e și un vapor la descărcat. Asta. Aici descarcă și încarcă containere din vapor. Și în stiva asta, unu-ana, descarc eu. Și o să încarc din altă zonă. Da. Acum așteptăm la rând să vină Macaraua să ne ia containere. Și acum a venit podul să ne descarce. Macaraua astea cu podurile astea. Ne descarcă containerele. Se pune pe poziție unde ai descărcarea și îți ia containerele și le pune în stivă. Terminalul este supraaglomerat de când cu războiul din Ucraina. Au venit toți ucrainienii și moldovenii din Republica Moldova și aduc și iau containere de aici, de la noi, pentru că navele nu mai poate intra în portul lor. Bănuiesc că și cei din Republica Moldova încărcau tot și descărcau tot în Ucraina, porturile din Ucraina. Nu știu pe unde au ei, pe la Mariupol, Odessa.
astea stracărele care încărcă și descarcă de la vapor ale lor de aici, ale terminalului. Am și eu un prieten bun aici, lucrează pe un tracker de asta. Acum o să ia containerele colegului meu, după care o să mi le ia și mie. Mi le dă jos și de aici mergem în poziția unde, de unde trebuie să încarc alt container. Scot afară. Plecăm cu el în cursă. Poate am alți colegi care așteaptă la descărcat. Să li se dea jos containerele. Celălalt altă macara se duce să descarce sau să încarce altă mașină, se deplasează pe roți, au căi delimitate unde circulă doar ele. Acolo au motoarele, au motoare diesel pe motorină.
ia și celălalt container al colegului, după care mi le ia mie, mă descarcă pe mine. Aici, pe etichet, avem, nu știu dacă vedeți, 1 Ana, 29, poziția în care îl dau jos containerul. Și jos, pe asfalt, avem notat 29, 31, din 2 în 2, 33, 35. Acum o să mă mut și eu pe 1 Ana 29, unde am poziția de descărcare. Și o să descarc. Aici e vaporul la operare. Descarcă și încarcă containerele. Tragerele alea cu cabină mică, doar pentru șofer. Aduc și duc de la vapor. E jos la piciorul, la piciorul macaralei, dacă vedeți. Macaralele astea care operează la vapor sunt mult mai mari decât astea care ne descarcă și ne încarcă pe noi. Gata, am descărcat, acum mergem în locul de unde trebuie să încărcăm. Să iau containerul. Avem pe etichet aici. Stați că vă arăt. Dacă vedeți, avem în 3 barbu 49. Și acum mergem în 3 barbu 49. Aici prin capul cheului, prin capul Danei, vin și pleacă vapoarele de acolo, din Marea Neagră, în partea asta, în dreapta mea. Ies în Marea Neagră, vin pe aici, pe canaluțul ăsta, și bag aici, acostează la cheu, la mal, vapor. Astea v-am spus, aduc containere la vapor și duc. Asta e vaporul. Asta e un vapor micuț, mediu, nu știu. Azi vapoare mari, gigantice, care vin cu containere. Aici, uite, macaraua aia are două containere. O dată, câte două odată ea. Acolo e alt vapor, în ăla se încarcă turisme. Acolo e, acostează, bagă Loganuri, Forduri, ce se fabrică pe la noi. Aici e stiva de rifere, containere frigorifice. Se depozitează aici, se bagă la curent. Mergem în poziția unde avem de încărcat.
Tot așa, stăm la rând. Să descărcăm, să încărcăm. De aici încarc, de la Macaraua asta. Ce să vă zic, o zi bună și numai bine, cam asta e terminalul. De fapt, o parte din terminal. Nu v-am arătat tot. E mare, oricum. Hai, numai bine, sper că nu v-am plictisit.